Bună și bine ați venit la un nou episod din Forbes Voices, powered by CPI Property Group, un podcast cu și despre oameni de urmat în carieră. O avem astăzi alături de noi pe Camelia Șucu, antreprenoare cu peste 30 de ani de experiență, cu un portofoliu diversificat, incluzând afaceri în segmentul de mobilier premium, piața de gros, agricultură, nutriție și îngrijire, dar și imobiliar. A fondat MobExpert în 1993 alături de Dan Șucu, dar a ieșit din afacere în 2007 pentru a se concentra pe segmentul premium al mobilierului prin Class In, cel mai mare distribuitor de mobilier high-end din România. De asemenea, deține piața de gros Abundia și Iconic Health by Camelia Șucu, un concept holistic de nutriție și îngrijire. Anul trecut a fost aleasă președinte al Crucii Roșii România, fiind recunoscută pentru activitatea sa umanitară. Bine ai venit, Camelia! În primul rând, vă mulțumim din suflet că ați acceptat invitația noastră. Este o onoare să vă avem astăzi aici. Și pentru mine întotdeauna o plăcere. Sunteți o echipă pe care o am la suflet. Mulțumim frumos! Înainte să parcurgem întreaga poveste profesională a dumneavoastră, o să vă rog să-mi spuneți cine este Camelia. Păi, Camelia este o femeie matură, că a trecut prin foarte multe experiențe, nu neapărat din cauza vârstei. Este o femeie matură care este o fiică iubitoare, o mamă extrem de fericită și de mândră și binecuvântată să am și trei nepoți. Să mă trăiască! Sunt un om care în această societate pe care o iubesc și în această țară pe care o ador, fac tot ce pot ca să știu că atunci când o avea 90 de ani și mă uit în urmă, să știu că am făcut și eu chiar atât pentru această societate. Deci e important pentru tine să lași lucruri în spate? Este foarte important, căci, de fapt, cu toții ne căutăm răspunsuri în viață și una dintre întrebările pe care le-am avut a fost care o fi menirea mea, că mă întrebai ce pasiuni, ce hobby-uri, ce am avut în copilărie. Nu știu dacă au fost foarte mulți copii care să știe că atunci când sunt copii, când or fi mari, o să fie astronauți, nu știu. Ce știu este că de când mă știu, am aceeași energie, dorm puțin, cum se face zi, eu sunt gata imediat să trec la acțiune, da? Dar de când sunt copil, nu-mi plăcea deloc să dorm, nu-mi plăcea să dorm după amiaza, am avut acest sentiment de a nu pierde, de a nu pierde timpul de când eram mică. Mi-a plăcut de mică să încerc lucruri diferite. Eram la Palatul Copiilor, Palatul Pionierilor, era unde este Palatul Cotroceni acum și aveam foarte multe centre de, cum sunt acum centre educaționale, era atelierul de aeromodelism, atelierul de croitorie, teatru și știu că mi-a plăcut să încerc din de toate. Probabil un copil curios. Foarte curios, dar și ca om mare am rămas la fel de curioasă. Am o prietenă bună care mi-a spus că sunt ca un burețel avid de informații. Da. Mi-au folosit mult informațiile, de foarte multe ori am și căzut în capcana lor, pentru că n-ai întotdeauna timp să știi care sunt de folos și să le clasezi pe cele care sunt de folos. Și atunci, totuși, cu experiența unor momente care nu pot să spun că au fost din categoria succes. Acum, cu toții avem suișuri și coborâșuri, am învățat din momentele acele. Cred că despre asta este viața, de fapt. Absolut. Și chiar spun sincer, îi mulțumesc Bunului Dumnezeu că m-a ales să trec prin de toate, pentru că m-a făcut omul care sunt acum și am învățat foarte mult.
Am învățat foarte mult. Suma experiențelor noastre. Exact. Aveai o viziune, poate așa ipotetică, atunci când erai mică, despre cum va arăta lumea când vei crește? Eram mai limitați în copilăria mea, pentru că... dar în același timp mai... cu direcție mai clară, poate? Nu neapărat cu direcție mai clară, dar în copilărie chiar am simțit copilăria. Ne jucam foarte mult în jurul blocului, deci nu exista țară, vremostaj, boabele, leapșa, orice tot. Deci ne uita Dumnezeu pe străzi, mai ales când începea căldura și ne strângea mama cu linia, că să venim mai repede în casă. Era greu să pot spune că am putea avea o viziune clară de cum o să arate lumea atunci când o să fim noi mari, pentru că avem și foarte puține informații. La noi informațiile se rezumau la telejurnal care era foarte direcționat către numai către lucruri pozitive. Și aveam câteva filme. Într-adevăr, Dallas a fost unul dintre filmele care ne arătau puțin nou cam cum este și lumea altfel. Dar cu siguranță mi-am dorit să fie altfel decât era, pentru că 1989 m-a găsit pe străzi, ca pe foarte mulți dintre oameni din România și da, cu dorința de a fi liberă să văd ce se poate mai mult. Cu încredere. Cu încredere, da. Involuntar, cei mai mulți dintre noi ne alegem o figură ca mentor atunci când suntem mici. A existat cineva în viața ta care să te ghideze, vrând, nevrând? Când eram mică, citeam foarte multe cărți, pentru că mama a fost și este o pasionată de cultură, de artă și nu existau, n-aveam decât cinematografe, unde mergeam la film tot așa, din când în când. N-aveam Netflix, nu aveam foarte multe alte programe, dar aveam foarte multe cărți. Și mama citea o carte și știu că de câte ori s-a apucat de câte o carte, îmi plăcea și mie să văd ce citește mama și cumva o împărțeam. Puterea exemplului. Mi-a plăcut foarte mult, deci cei trei mușchetari, după ce am trecut, cred că mi-au plăcut foarte mult aventuri. Vinetul, Shorthand, Old Shatterhand, deci nu știu dacă mai își aduc oamenii aminte de aceste cărți, dar erau foarte, foarte frumoase toate aceste istorii și ce mi-a plăcut foarte mult ca și carte și poate nu neapărat ca mentor, dar ca putere de a merge mai departe, a fost Scarlett O'Hara din Pe aripile vântului. M-a urmărit de destule ori în viață și mâine e o zi. Ok. Și cred că aș putea o numi un fel de mentor. Frumos. Da. Da. Începând cu povestea profesională, cum ți-ai dat seama încotro vrei să o apuci? Știu că am citit cel puțin că prima ta alegere a fost medicina. Da. Merg un pic în copilărie pentru că îmi plăcea să le fac dinții lui Bălin și Bălița, erau două păpuși grăsuți așa și le-am, ce să spun, le făceam cu creionul chimic, cu trusa de manicură a lui mama, era trusa mea de doctoriță. Deci mi-am improvizat și cum, da, mi-am dorit să fac stomatologia. De altfel, după ce am terminat, am făcut liceul de matematică fizică Ion Neculce și am dat la... După treapta a doua știam că vreau să fac medicină și pentru că mă urmam gândurile că vreau să fac stomatologie, am dat la stomatologie. A fost un examen foarte, foarte greu, pe care, nu numai pentru mine, pentru toți concurenții, pe care, din păcate, eu nu l-am luat,
în primul an, pentru că n-am fost la fel de consecventă pe chimie pe cât eram de bună la fizică și la anatomie. Și deși mi-a plăcut foarte mult chimia în liceu, dar ceva s-a întâmplat la examen, că am intrat foarte mult prea în amănunt la partea teoretică, uh-huh, și la probleme. N-am mai reușit să le mai termin și uite așa, am ajuns în momentul în care am zis, bun, stomatologie vreau să fac totuși. Erau doar 40 de locuri, cam așa erau în acea perioadă, 40-45, și erau cam între 14 și 20 de candidați pe loc. M-am pregătit pentru anul următor și din poziția de angajată, pentru că era și o regulă, dar am și vrut să-i demonstrez mamei mele, care m-a certat bine de tot, că mă descurc, și am dat și al doilea an, după ce m-am angajat în atelier mecanic la fabrica de confecții, și domnii de acolo aveau foarte mare grijă de mine să mă duc să învățe. Doamna doctor, nu trebuia să se ducă numai să învețe. Și am dat anul următor, dar am dat la medicină generală. Cumva probabil că psihologia psihică, așa, uh-huh, suna mai bine să fie mai multe locuri. Deși am luat notă foarte bună. Cred că mă trăgea foarte mult partea de stomatologie, pentru că mie îmi place foarte mult practica. Mie, okay. Eu sunt un om, pe mine mă definește verbul a face. Și atunci, probabil că de asta mă... De alminteri și la medicină eram foarte, foarte atrasă de specializările care chiar făceau ceva, gen chirurgie. Și cu siguranță dacă rămâneam în domeniul medical, probabil că acum aș fi fost un medic chirurg. Și de succes cel mai probabil. Toți colegii mei sunt și sunt tare mândră de ei. Eu mai țin legătura cu mulți dintre ei și anul ăsta facem, anul viitor, facem mulți ani, nu vreau să zic câți, dar ne-am propus să-i sărbătorim, da. Care a fost declicul când ți-ai dat seama că medicina nu este pentru tine? Între 90 și 93, când practic am încheiat, am avut post la Victor Babeș, după aceea la Grigore Alexandrescu, dar mă simțeam nefolosită. Mă simțeam că nu... Nu dai înapoi destul, poate? Nu pot, da, și nu învăț destule. A fost o perioadă destul de dificil așa pentru toată societatea de a se reașeza de la anumite reguli și de la anumite ordine la alte reguli, care libertatea e frumoasă, dar trebuie să aibă și ea regulile ei. Libertatea aceea care a venit buluc peste noi, a venit fără nicio regulă. Deci, da, ce mai păstrasem reguli din trecut. Știu că mă duceam, îmi lasem part-time și la un dispensar la Domnești și mergeam cu mașina prin niște gropi, că atunci erau gropi mult mai multe decât sunt acum, niște gropi, și mă tot gândeam și îmi spunea și tata, zice, da, cameluș dragă, că așa îmi spunea tata, cameluș dragă, zice, da, acum iată-mă, zice, dar tu, zice, te duci la Domnești, te duci acolo, la Domnești cumperi din banii tăi antibiotice, că n-aveai antibiotice pentru copiii de acolo, zice, da, așa cum vezi tu, cum te vezi tu? Și eu, dai seama că cu la fel de multă viteză și energie pe care o aveam și atunci, nu știam cum o să fac să-mi găsesc drumul. Și probabil că m-a găsit drumul pe mine, pentru că nimic nu este întâmplător.
Înainte de 90 am cunoscut, pentru că înainte de 90 am devenit și soție și mamă, ne-am găsit un loc al nostru, o casă, și a trebuit să o casă, un apartament într-un bloculeț frumos din militari. Eu oricum am născut în militar și pentru mine cartierul acela este era cel mai frumos. Era, da. Și am început să mă agit pentru o mobilă. Neplăcându-mi niciodată să mă mulțumesc cu puțin sau cu orice, am început să caut mobilă mai deosebită. Ce mobilă deosebită să găsești în vremea aceea? Erau de cât 4 feluri, poate mari și late. Dar am fost pe la tot felul de depozite. Eram cumva eram învățată și de la fabrica de confecții unde lucra mama și vedeam că sunt și acolo, sunt modele mult mai frumoase de haine care se fac pentru export și mă gândeam că și la mobilă trebuie să fie la fel. Ceea ce era adevărat, și l-am întâlnit pe un domn la un pavilion care se numește Pavilionul P de Prototipuri. Există și acum acea clădire, este vis-a-vis de Pașapoarte pe Bulevardul Pipera. Ei, și Tavi era cumva administratorul din acelui pavilion. M-a dus, am vizitat, ziceai că-s la muzeu. Mă simțeam ca un copil în fața vitrinei cu prăjituri, pentru că era mobilă, era tot ce însemna mobilă făcută în România pentru clienții străini. Le-am curbat, nu văzusem în viața mea alte decât lume. În revistele Neckerman, care mai ajungeau și pe la noi câteodată. Și eu deja mi-alegeam, mi-a zis Tavi, dar vă trebuie aprobare de sus. Așa erau. Așa funcționa atunci. Pile și relații au fost... am început... De-a doua zi am început excursia mea, cred că zilnică, de cum terminam cursurile sau seminariile sau ce aveam la facultate, mă duceam să văd. Dispărea mobila mea aleasă din fiecare zi câte altceva. Și am zis, domnul Tănase, chiar nu se poate? Zice, nu, eu nu pot, trebuie de undeva de sus. Hai de capul meu, nu știu cum să... Atâta trebuie să-i spui berbecului că nu se poate. Da. Nu se poate, nu există. Și am început să mă plâng la toată lumea. Deci pe care prindeam, măi, am asta o mobilă, nu mă aminte, super, măi, dar nu reușesc, nu știu. Aveam colegi care aveau părinții, miniștri, secretari de stat, sau nu. Măi, te rog frumos, spune și tu, tatăl tău poate mă ajută și pe mine. În fine. N-am găsit niciodată. La un moment dat m-am dus la operă să nu crezi că s-a întâmplat pe nu știu cât timp. Nu, vreo 2-3 luni cât a fost. Okay. M-am dus la operă și să cumpăr bilete. La caserie era o doamnă în vârstă. Dumnezeu să o odihnească, sunt convinsă că nu mai e printre noi, dar era la casa de bilete. O doamnă finuță, drăguță și știți că așa, uite, nu știu ce să fac, că tot vreau să mă mut și nu reușesc să mă mut, pentru că nu... Povestea vieții mele aia era. Normal, era cel mai important lucru atunci. Păi eu cunosc eu pe secretara directorului general. Știi, portarii și secretarele erau... Normal, în continuare este... În continuare este, da. Și m-am dus, cred că a doua zi m-am dus, că n-am așteptat prea mult. Numele doamnei de la operă nu mai țin mine minte, dar pe doamna care era secretara domnului, era doamna Cerasela și directorul de la Pipera, mi-a ascultat balivernele vreo 5 minute, m-a întrebat după aceea dacă am făcut cererea, nu venea să cred că în 5 minute se poate întâmpla, da. Și mi-am luat mobila viselor mele, cam
ce rămăsese, cam varză așa, dar noroc că erau camerele comandate, nu erau de comandate și am putut să le fac stilul clasic, stilul modern. Oricum, atunci mi-am dat seama, aveam acest apetit pentru estetic, nu numai pentru estetic în haine, ci pentru a trăi în estetic, în frumos, de mică. Cred că și, nu cred, sigur e și de la mamă, că și mama are afinitate pentru frumos. Da. Și am reușit să mă și împrietenesc cu domnul Tănase Octavian, care vreau să vă spun că tot timpul îl pomenesc și îl menționez, pentru că el a fost începutul traseului nostru în aventura și în afacerea cu mobilier. În antreprenoriat, propriu. În antreprenoriat. Atunci ți-ai dat și seama că îți dorești să faci asta. Da, îmi plăcea să merg să-i ajut. La început mergeam doar să-i ajut. La început a fost să asocia doar cu fostul meu partener și cu fostul meu soț. Ulterior s-au separat ei, că nu se mai înțelegeau și... Atunci a fost momentul în care am spus, pentru că era o perioadă în care asociații nu se mai înțelegeau și eu aveam nevoie de liniște în casă și până în același timp îmi plăcea și mie să fiu activă. De fapt, îmi plăcea să pun mâna și să aranjez, dar îmi plăcea să văd că iese ceva, să fac ceva, știi? Și în 93 am mers o perioadă în paralel și cu spitalul și cu antreprenoriatul, care pe vremea aceea se numea patronat. Eram patroni. Și după aceea am renunțat, că am zis că nu e corect față de medicină și nici față de drumul nou pe care l-am apucat. Și am avut foarte multe, foarte multe satisfacții. Dar atunci mi-am propus și mi-am promis că de fiecare dată când va fi nevoie de mine, mai ales în domeniul medical, voi face tot ce pot ca să fiu prezentă. Și am fost. În continuare ești prezentă, da, în domeniul medical și ajuți foarte mult în continuare oamenii. Da, da. Nici asta nu este nimic... întâmplător. Toate sunt din răspunsurile pe care le care e menirea noastră. Cu siguranță toți aflăm răspunsurile la un moment dat. Care a fost povestea din spatele Clasin? Cum a început totul? În 94, deci fac 30 de ani de clasă. Da. La început clasul a fost parte din povestea Mob Expert, pentru că în 94, când am înființat societatea, erau niște facilități fiscale foarte interesante. Guvernul Stolojan ne-a inițiat atunci. Companiile românești 100% erau scutite de impozit pe profit 6 luni, cele cu partener străin 2 ani, cele cu producție 5 ani. Și eu am avut-o și eu am în continuare o asociată care este o prietenă foarte bună din Irlanda. Și clasul se ocupa de tot ceea ce de tot ceea ce e important, pentru că în anii aceia era la foarte mare cerere mobilierul produs în Franța, în Italia. Și mergeam frumos la toate târgurile, la târgurile la care la Köln, după aceea la Paris, după aceea la Milano. Făceam colecții. Inițial am început cu mobilier de birou, după care am trecut și la mobilierul de casă și uite așa n-a fost deloc încet, adică mie mi s-a părut că a fost chiar foarte, foarte repede, da, pentru că am intrat pe o piață aridă din punct de vedere al ofertei, mai ales în
în ce privește mobilierul modern. Și după o perioadă, prin 99, ca asociație am decis să înființăm firme specializate pentru fiecare domeniu mobilier, de mobilier în parte. Pentru fiecare nișă. Exact. Și Clasa să rămână pentru nișa premium. Clasa a fost primul importator de natoții din România și a rămas. Suntem foarte bun parteneri în continuare. Relația mea de business cu compania Natuții nu se oprește numai la relație de business, pentru că vorbim de exemple și de mentori. Pascoale Natuții a fost unul dintre exemplele mele și de echilibru în business. Acel echilibru între parteneri, acel fair play între parteneri și mi-a prins foarte bine. În afară de faptul că datorită lui și vorbesc italiana mult mai corect, pentru că m-a corectat de fiecare dată. Am avut un pact. Mi-a zis că de câte ori greșesc, el mă corectează și întotdeauna să am în minte că eu vorbesc limba lui, dar el nu vorbește pe mea. Da. Așa că eu am un avantaj. Da. Și am rămas pe segmentul premium, care a avut o creștere foarte importantă după anii 2000. Ulterior, ca orice companie, trebuie să ai grijă la inovație, trebuie să ai grijă ce îi trebuie în plus. Să o menții. Și pot să spun că acum suntem la o nouă etapă, pentru că trebuie să ții pasul cu tendințele actuale ale pieții, ale clientului, să vezi ce își dorește clientul. Și clientul din România nu este la fel cu cel din Polonia sau din Ungaria sau din Grecia, nu. Avem particularitățile noastre, ceea ce e bine. Și mai puțin bine, că de multe ori ne inspirăm de un anumit model de business în străinătate, vrem să venim aici să-l implementăm și nu avem succes, pentru că de fapt trebuie să ne adaptăm, întâi trebuie să înțelegem piața noastră și după aceea exact. Da. Pentru că drumul antreprenoriatului este unul nevoios de multe ori. De câte ori a fost nevoie să o iei de la zero? Păi, de mine. De foarte multe ori. De multe ori a trebuit, de multe ori am fost nevoită. Am luat-o de la zero, poate puțin impropriu spus de la zero, pentru că la Clasa am dezvoltat o bază destul de solidă, care se bazează pe relațiile mele, nu numai contractuale, cu mai mulți furnizori, cu capacitatea mea de a înțelege clientul, dar asta vine la pachet cu o absolută necesitate să-ți faci timp să stai printre clienți, ceea ce după aceea, când am vrut să iau de la zero alte idei și să le transform în afaceri, nu m-am mai lăsat să merg, să fiu în energia Clasului și s-a răzbunat un pic. Cum am avut, am trecut și eu prin crizele din 2007-2008, care au început în 2008. Bineînțeles că și noi am fost afectați, atunci a trebuit să ne regândim spațiile de expunere, să devină mai mici pentru mobilierul premium. Ulterior, chiar dacă pe piața imobiliară s-a restartat, nu există în continuare, nu știm să respectăm specialistul și specializarea. În continuare avem o
problema noastră de nație, noi știm să facem de toate. Da, dar le facem de cele mai. Da, este o problemă destul de gravă. Și știi, să-ți modelezi într-un business care este client-orientated, să-ți modelezi business-ul, ținând cont de toate celelalte probleme, e ca și când ai luat mai tot timpul de la zero, știi? Ceea ce mie nu mi-a plăcut, dar în același timp mi s-a potrivit și mănușă, pentru că mie îmi place să vin tot timpul cu idei. Recunosc, am făcut și foarte multe, multe greșeli, pentru că din dorința de a lăsa mai multe lucruri în urmă, am dat startul și altor business-uri în care am crezut și cred în continuare. Ca un diagnostic, că tot vine din background-ul meu, ca un diagnostic, mie îmi place să ofer calitate. Da? Nu să o vând, să o ofer. Pentru că după aceea tu, după ce vezi că este calitate, o cumperi singur. Da. Și eu consider că dacă vrei să trăiești o viață calitativă, nu poți să faci rabat nici la cum dormi, nici la ce mănânci, nici la calitatea alimentelor pe care le pui în farfurie, nici la aerul pe care îl respiri, nici la calitatea hainelor pe care le pui pe tine. De pe principiu se cunoaște această... N-am bani destui să-mi cumpăr lucruri ieftine, ci prefer să o iau încet, încet și dacă când am banii pentru acel lucru care știu că îmi va face bine toată viața, dar oricum, o lungă perioadă, atunci o fac. Am fost de multe ori întrebată și păi aveți mobilă scumpă? Și întreb, ok, ce înseamnă mobilă scumpă? Păi uitați că pe aceasta este superbă, dar este 15.000 de euro. Bun. Zic, acest model îl am în casă de 11 ani. E discuție recentă cu un client. Zic, vă fac poză de acasă să vă trimite. 11 ani nu m-am în casă. Am schimbat o singură dată husele, pentru că se murdăriseră și vreau și eu oricum o altă nuanță. Că, o schimbare. Da, o schimbare. În rest, este același model, aceeași calitate, nu s-a defectat. Păi în 11 ani de zile, dacă vă cumpărați o canapea ieftină, probabil că vă costa mai mult. Exact. Da, dar și nu discut cu tineri sau cu oameni care n-au spații pe care generoase unde să-și poată pune mobilă. Vorbesc cu clienți care, într-adevăr, am ajuns să le calculez și țigările care le fumează ca să le spun că dacă își pot permite să fumeze de atâția bani un an de zile, cu siguranță au bani să-și cumpere și o saltea sănătoasă, știi? Deci, noi nu știm să gândim un pic pe termen lung, știi? Și calitativ, raportat la ce ne oferă lucrurile și în general. Mă întreba fiica mea două luni, îmi spunea de... Mama zice, ce zici? Mi-aș lua rochea aceasta. Mergeam la o nuntă. Și zic, mama, nu mă uit la preț. A zice, vezi, dar nu ți-am pus prețul, că tu nu cumperi de astea. Mama, eu mă uit la preț. Zic, dar tu, dacă te vezi în această roche și peste 15 și peste 20 de ani, atunci cumpăr-o. Indiferent că e 100 de lei sau 10.000 de lei. Deci nu contează, dar dacă te vezi, dar trebuie să te vezi. Și trebuie să simți că materialul îți va rezista peste 15-20 de ani. Și eu, slavă Domnului, că am cum să-i dau exemple, pentru că exact. Are și ea, acum are o pasiune pentru un twin set, un cardigan cu o bluziță, uh-huh, pe care eu l-am cumpărat în 1999. Okay. Și sunt, da, a fost prima mea investiție în ceva mai scump și după ce am făcut window shopping ani de zile, am zis, nu mai cumpăr lucruri pe care să nu le port, mai bine cumpăr ceva care să știu. Și l-am și acum, deci în 1999, și în afară de faptul că
știu exact și povestea din spate, că a fost creată de Galeano pentru oamenii străzii care dormeau pe ziare și o parte, un procent din vânzări se duceau către, către ei. Este, materialul este perfect. Cum a fost cumpărat. Are un pic patina vremii, că albul acela s-a mai îngălbenit un pic, dar asta îl face și mai frumos și mai drag. Exact. Și mai calitativ. Da. Așa că, da, am luat-o de multe ori de la, de la zero, atât în, în business-ul cu mobilier, care acum este un complex de... e ca o industrie de, de idei și de servicii de pentru... De mici enclave. Da, pentru că clientul s-a, a devenit mult mai sofisticat și acum nu mai are, și-a dat seama cât de mult este, cât de important este să apeleze la specialist. Eu nu sunt neapărat specialistă în design interior, că am, că îmi place și că mă pricep, asta e una, dar am capacitatea de a face o echipă cu, designeri, cu specialiști care într-adevăr să meargă către client și să îi salveze timpul. Eu, asta este ceea ce, ce, ceea ce urmăresc. Timp scurt, bani corecți și calitate. Asta este ceea ce urmăresc prin clas. Celelalte business-uri pe care le-am început și care la un moment dat le-am stopat pentru că repet, eu nu pot să fac rabat la calitate numai ca să devin comercial. Nu pot, nu știu, asta este, fiecare facem ceea ce considerăm că putem să facem. Și, dar știu sigur că o să vină momentul și al lor. În continuare, de-a lungul anilor, te-ai îndreptat și spre alte nișe, da. Și spre sănătate și spre lifestyle. Mm-hmm. Cât de greu a fost să te împarți cu ele? Foarte greu, foarte greu. Foarte greu pentru că un ingredient absolut necesar și special în a te apuca să faci lucruri noi este să știi că ai o echipă în spate. Dacă întâi te apuci și după aia tu tragi după tine niște vagoane grele, se gripează motorul. Și acum sunt mult mai experimentată, așa că, dar din, din toată această aventură, noi am rămas în continuare, oamenii știu, deci oricând putem reîncepe și spun putem pentru că parte din echipă este și, și sora mea care i-a continuat și... a făcut și cursurile de nutriție și este un nutriționist foarte căutat și care are foarte mult rezultate foarte, foarte frumoase și foarte bune. Da. Ai menționat mai devreme și de Crucea Roșie. Spune-mi, te rog, ce înseamnă pentru tine implicarea în domeniul umanitar? Aer. Aer. Aer, pur și simplu aer. Nu poți să trăiești bine în orice parte, în orice colț al lumii ai trăi. Nu poți să trăiești bine într-o societate cu oameni frumoși, cu oameni bucuroși, cu oameni fericiți, sănătoși, cu aer curat, cu verde de jur împrejur, dacă nu te implici. Nu există. Deci nu există așa ceva. Implicarea este mai mare decât, cel puțin în România, este mult mai mare implicarea oamenilor care au conștientizat acest lucru. Din 90 încoace, dar din păcate nevoile au crescut mult mai mult, exponențial mai mult decât, decât această, această implicare. Dar eu sunt, știi că la, și la Crucea Roșie am vorbit tot de echipă și în afară de câteva elemente noi care au fost foarte importante să le schimb, am găsit o echipă foarte, foarte frumoasă, foarte dornică de a dărui, niște povești ale voluntarilor incredibile din mamă în fică, din tată în fiu, extraordinare. Voluntar însemnând acel om care
Se dedică fără se să dedică, primească, da, neapărat. Exact, ceva. Exact. Și avem proiecte foarte frumoase. A trecut doar un an de când sunt președinte al Crucii Roșii Române. Dar parcă mi se pare că nu am destul timp să fac ceea ce tot ceea ce este nevoie. Dar cel puțin o să las în urmă și cu siguranță o să urmeze și alții care vor gândi și vor simți la fel ca mine. Ce face Camelia Șucu atunci când simte că lucrurile îi scapă de sub control? Are întotdeauna un backup, o soluție, în capul o soluție. Eu sunt un om credincios și de cele mai multe ori, când simt că parcă nu am aer, îmi place să mă duc într-o biserică și să îmi spun păsurile acolo. Elefterii e biserica mea de suflet, pentru că acolo mergeam și crede-mă că și duminică mă uitam la o icoană la care mă rugam și acum nu știu câți zeci de ani să mă ajute Doamne să intru la facultate și acum mă rugam pentru copiii mei, pentru nepoții mei, pentru toate, să nu fie probleme în lume. Este unul dintre modurile în care mă liniștesc ca să găsesc să am lumină pentru soluții. Frumos. Pentru că, da, soluții se găsesc, sănătoși să fiu. Deci ne întoarcem la divinitate atunci când simțim. Eu am învățat-o de mult timp și mă bucur că am învățat-o. Că e parte din... e ca o meditație. Deci, unii... Introspecție. Exact, da. Dar, acum, de multe ori, ca să îmi iau, poate, gândul de la probleme, mă joc cu nepoții. Este... Deci, terapie. Iarăși, este o terapie nemaipomenită, da. A existat în viața ta un eșec peste care ai crezut că nu o să poți trece? Păi în momentul în care vine, zici că acolo rămâi, știi? Dar nu știu, deci nu știu dacă pot să explic în cuvinte. M-au lovit foarte multe. Am zis că la un moment dat poate să mă liniștesc și o să scriu și o carte. Nu neapărat pentru a-mi povesti viața, ci pentru a arăta oamenilor că nu există perfecțiune. Da? Și că și nu există nici perfecțiune, nu există numai sus, există și jos și că de cele mai multe ori când dai cu fundul de pământ, atunci te ridici cel mai bine, știi? Și exact când mă lovea câte una de asta așa, simțeam așa că nu mai pot, dar undeva în capul meu deja mă gândeam o să găsesc o soluție. Deci era... n-aș putea spune că am căzut vreodată și am plâns foarte mult la viața mea, foarte multe, că m-au lovit și pe mine multe și dar plânsul face bine, îmi curățau și eu, ok, da, da, era mai minuși așa. Care este sau dacă este vreo diferență între Camelia Șucu, antreprenor de succes, și cea din afara funcției? Nu există autenticitate dacă ești... diferit. Eu mă bucur că pot fi numită autentică, pentru că, de fapt, asta mi-am dorit întotdeauna. Să fiu aceeași în muncă și în afara muncii. Sunt foarte grijulie cu oamenii mei. Sunt foarte supărată când nu-și văd de treabă, foarte supărată, exact ca o mamă care nu are, mi-aduc aminte eu de linia aia triunghiulară a lui mama și când nu știam foarte bine la geografie, atunci știu că o simțeam. Și
Da, când nu își văd de treabă, sunt, nu sunt dură, dar mai bine nu te uiți la mine sau mai bine nu mai ești cu mine în cameră. Îmi place foarte mult onestitatea și loialitatea, fair play-ul. A făcut sport mult la viața mea și sportul și arta nu trebuie să lipsească din viața niciunui copilaș, niciunui om, pentru că asta este ceea ce ne ajută să fim caractere frumoase în viață. Și nu mă laud pe mine să spun că sunt neapărat un caracter frumos, dar da, sportul pe mine m-a ajutat foarte mult să fiu fair play. Și îmi place fair play-ul, onestitatea și loialitatea la oamenii cu care lucrez, cu care sunt, cu care stau. Când la muncă stai de multe ori mai mult decât stai cu ai tăi acasă. Din păcate. Da. Că tot ai adus în discuție, a fost greu să faci diferența sau să găsești acel echilibru între viața personală și cea profesională de-a lungul vieții? Ai menționat că ești mamă. Da. Și pentru noi, femeile, e de multe ori mai greu. Am făcut multe sacrificii pe care acum mi le răscumpăr ca bunică. Am adus un echilibru, vezi? Compensez. Deci, dacă în copilăria copiilor mei de multe ori mă trezeam că sunt doar seara cu un nou kinder care să mă răscumpere vinovăția că n-am stat să fac lecțiile cu ele. Acum stau foarte mult cu nepoții mei. Stau, deci pentru mine nu există weekendul să nu stăm împreună și a devenit și pentru ei, mai mult pentru fete, că cel băiatul nu prea, nu se poate, nu joacă nimeni fotbal cu el și de aia nu prea îi place cu noi, dar merg în vacanță, avem musa cel puțin două vacanțe pe an în care mergem cu toții, toată familionul. Și m-am bucurat mult să-mi văd părinții străbunici, sincer. Și acum când o văd pe mama cu treieră la 80 de ani, e un sentiment aparte. Da, ne spune așa, cam cu vreo săptămână, două săptămâni înainte, ne spune, mai eu după Crăciun plec în Mexic. Și zici că, da, are ea... Aici aproape. Da, are ea câteva firme de traveling, da, cu care lucrează și se duce. Nu că ar avea un grup al ei, nu. Tot timpul e cam un alt grup. Dar e bine. Da, da. Este extrem de curajoasă, extrem de dornică să vadă locuri noi. Acest avânt care te menține tânăr. Da, și pe mine mă menține foarte tânără, că ultima dată mi-a dat telefon din Taiwan că a fost cu tremur. Okay. Și nu știam ce să se mai întâmple pe acolo, da. Dar îmi doresc să mai fie încă cel puțin 20 de ani așa buni să mă țină în priză. Doamne ajută. Doamne ajută, da. Cât de important este, Camelia, pentru tine să dai înapoi tinerilor din generațiile mici care vin în spatele tău lucrurile pe care tu le-ai învățat? Cel mai important acum. Cel mai important, pentru că realizez că nu există viitor. Nici pentru mine și nici pentru nepoții mei, dacă nu particip și eu, măcar să le insuflu curajul de a face lucruri. Da? Și de câte ori mă trezesc așa cu câte un mesaj de mulțumire de la cineva care nici mai știu, da, că a făcut o fermă sau că a făcut niște lumânări și că am curaj. Deci, și în continuare, dacă mai invin pe mail de multe ori, bine, dacă ar fi după mine, aș ajuta tot mama mondul. Dar sunt unele care reușesc să le fac, altele care nu. Și mai mi-au venit și pe mail și acum oferte de Crăciun că poate să puneți și când le văd că vin de la tine, zic imediat îi ajut. Frumos. Da.
Trebuie să vă încurajăm și trebuie să vă dăm din experiența noastră, nu pentru că să scurtați drumul, ci pentru că e normal să învățați din experiența noastră, știi? Pe de altă parte, și noi trebuie să învățăm din modul vostru de gândire, pentru că asta înseamnă viitorul, e altceva. Ultima mea întrebare, Camelia, este ce sfat i-ar da Camelia din prezent, Camelia aflată la început de drum? Să fie ce este, pentru că nu regret nimic din tot ceea ce am parcurs și consider că toate experiențele au făcut parte, trebuiau să fie parte din viața mea ca să devin ce am devenit acum și stai să spun că mai am multe de învățat și încă de acum încolo și nu știu, poate să nu fie atât de grăbită, deși n-ar fi, o să-i farme cu ei, așa că nu știu ce sfat să-i dau, să fie ea. Îți mulțumesc frumos, Camelia. Mulțumesc și eu. A fost o reală plăcere. Asemenea. Și cu asta încheiem un alt episod captivant din Forbes Voices. Sperăm că v-a plăcut povestea de astăzi și a fost o plăcere absolută să vă avem aici cu noi. Dacă nu ați făcut-o deja, nu uitați să apăsați butonul de abonare și clopoțelul de notificare, astfel încât să nu ratați niciodată episoadele viitoare, iar un like și un comentariu sunt mereu binevenit. Dacă ți-a plăcut episodul de astăzi, împărtășește-l prietenilor, familiei și oricui crezi că l-ar găsi fascinant. Amintiți-vă, răspândirea cunoștințelor și aprinderea conversațiilor semnificative este un efort colectiv. Înainte de a ne despărți, rețineți că antreprenoriatul și cunoașterea este o călătorie și suntem încântați să vă avem alături în acest drum lung. Așa că, până data viitoare, rămâneți curioși, rămâneți inspirați și continuați să explorați tărâmurile nemărginite ale antreprenoriatului.